crezut vreodată că am să am o fată. Ce-mi începe ziua cu un surâs, e un zâmbet toată când îmi spune tată. Mă topesc și ea pufnește-n râs. Bine ai venit, îți spun, în viața mea. Te așteptam de mult și-ai apărut când trebuia. Ochi mari frumoși și-un zâmbet minunat. Prima întâlnire, prima ta uimire, pentru mine sunt de neuitat. Prima încercare de a sta în picioare, primul tău cuvânt rostit vreodată. Bine ai venit, îți spun, viața mea. Te așteptam de mult și-ai apărut când trebuia. Cu ochi mari frumoși și-un zâmbet minunat. Codița în sus, stă
cu capul în apă și codița în sus. Așa. Două, două. Rățuștele mele, mădăniaz. Rățuștele mele, mădăniaz. Dau din aripioare și fac mare har. Dau din aripioare și fac mare har. După atâta joacă, foamea le-a venit. După atâta joacă, foamea le-a venit. Și pornă zgrăbite, drept la pescuit. Și pornă zgrăbite, drept la pescuit. Au mâncat mult pește și s-au săturat. Au mâncat mult pește și s-au săturat. Una după alta spre casă au plecat. Una după alta spre casă au plecat. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. În numele Tău, Doamne, Dumnezeu adevărului și al unui a născut Fiului Tău și al Duhului Tău cel Sfânt, pun mâna mea peste roaba Ta aceasta, numele Anais Maria. Anais Maria, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se păzi sub acoperământul aripilor Tale, depărtează de la ea înșelăciunea cea veche și o umple pe ea de credință întru Tine, de nădejde, de dragoste, ca să cunoască ea că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă ei să umble păzind toate poruncile Tale și cele plăcute Ție să vârșească, pentru că de va face omul aceasta, viu va fi prin ele. Scrie-o pe aceasta în cartea vieții Tale și o unește cu turma moștenirii Tale, ca să se preasăvească de ea numele cel Sfânt al Tău și al iubitului Tău Fiul Domnul nostru Iisus Hristos și Duhului Celui de viață Făcător. Să fie ochii Tăi căutând spre totdeauna cu milă spre ea, urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește-o pe ea într-un lucru mâinilor ei și într-o neamul ei, ca să mărturițească Ție, închinându-te slăvi numele Tău cel mare și prea înalt, și să te laude purărea în toate zilele vieții Tale, că pe Tine te laudă toate puterile cerești și a Ta este slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne întoarcem cu fața spre apus. Dă ăla la o parte ca să nu... Preșu-te-l. Așa. Ceartă-te pe Tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălășuit între oameni, ca să surpe tirania Ta și pe oameni să izbăvească cel ce pe lemnul crucii a biruit puterile potrivnice, soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se, trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții,
Adică pe tine, diavole, te jur cu numele lui Dumnezeu care arăta pomul vieții și arândui heruvim și sabie de foc ce se întorcea de străjuia. Cutremute și te depărtează că te jur cu numele aceluia care a umblat ca pe usca pe valurile mării și a certat viforul vânturilor, a cărei căutătură se aca adâncului și groaza lui topește munții, ca același acum îți poruncește pe noi, teme-te și te depărtează de la zidirea aceasta să te întorci, nici să te ascunzi în ea, nici să întâmpini pe ea, nici să lucrești împotriva ei, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază. Și te du în iadul tău până în ziua cea mare a judecății, teme-te de Dumnezeu, cel ce șade pe heruvim și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngerii arhanghelii în scaunele, domnile, începătorile, stăpânirile, puterile, heruvimii cu ochi mulți, serafimii cu cei șase arii, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt în ea. Ieși și te depărtează de la cea însemnată noua aleasă ostașa lui Hristos Dumnezeu nostru. Că te jur cu numele aceluia care umblă pe aripile vântului și face pe îngerii săi duhul pe slugile sale pară de foc. Ieși și te depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea ta, cu toți slujitorii tăi. Că s-a preaslăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule cel Sfânt, cel Împricuitor și slăvit, cel ce este în toate lucrurile și întăria ta, ne-a ajuns și ne-a păstruns cel mai înainte, ți-ai rânduit ție diavol pe deasa muncii de veci. Prin noi, nevrincii robii lui, îți poruncește ție și la toată puterea ce am primit cu tine lucrătoare, să te de putere de la noi însemnând cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Ajută-te dar Duhul întru tot viclești necurate și spurcate și urâte și străine, că puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce ai zis Duhului celui mut și surd, ieși de unii om și de acum să nu mai intri în el. Te cunoaște puterea ta, cea deșeasă, care din peste porți n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de cel ce ți-a porunt ție după cererea ta, să intri în turma lor temerii de Dumnezeu, cu a cărei poruncă pământul pe ape s-a întărit de cel ce a zidit cerul și a pus înălțim hotar și voilor măsură, de cel ce a pus nisip hotar mării și în ape multe cărare tare, de cel ce se atinge de munții fumegă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de cel ce a întins cerul ca un cor, de cel ce a acoperit cu apele înălțimile lui, de cel ce a așezut pământul pe temelie lui și nu se va clătina în veacul veacului, de cel ce cheamă apa mării și o varță peste fața întregului pământ, ieși și depărtează la cel ce se pregătește către sfântă lumânare, o jude cu pătimirea cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitul lui trup și sânge și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi, să judeci tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea plină lucrătoare cu tine, să te pedepsească în ghiena focului, dându-te în întuneric în afară, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge, că puterea lui Hristos Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cearcă, cercetează și depărtează de la ea toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile necurate și le depărtează și curățește lucrurile mâinile tale. Și lucrând cu gramnica ta lucrare, zdrobește de grabă pe satana cu picioarele ei și îi dă biruința asupra ei și asupra duhurilor necurate. Ca dobândind mila ta să se învrednicească de tainele tale nemuritoare și cerești și ție slavă să înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, cel ce ești, cel care ai făcut pe om după chip și după asemenea ta și l-ai dat lui putință de a dobândi viața de veci. După aceea căzând prin păcat, nu ai trecut cu vederea. Cerindu-mi mântuirea lui prin întruparea Hristos și tău să primești în împărăția ta cerească și văsura aceasta ta pe care ai izbăvit din robia vrăjmașului. Deschide-i ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale, se ascunde, se încuibează în inima ei. Depărtează de la ea pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde, se încuibează în inima ei. Depărtează de la ea pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde, se încuibează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii dolești, a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția care lucrează pe învățătura diavolului. Și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui.
Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te-ai lepădat de Satana. Am lepădat. De Satana. M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satana. Suflă și scuipă peste el. Sufla spre apus și scuipa. Ne întoarcem cu față. Te unești cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Și crezi lui, cred lui ca un împărat cu Dumnezeu. Și acum și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și prin Maria Fecioara s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și are de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domn de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească. Și crezi lui. Și cred lui. Ca un împărat. Te-ai unit cu Hristos. Și te închin lui, mă închin Tatălui. Mă închin Tatălui și Fiul și Sfântul Duh, trei mici de ofință și te despărțită. Binecuvântat este Dumnezeul care voiește ca toți oamenii să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe roaba ta aceasta, Anais. Maria. Maria. Către tine cu Hristos, ca să nu mai fie ea de acum fiica trupului și a împărăției tale. Cu bunăvoința și cu harul unii a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat. Cu preasfântul bunul de viață, Făcătorului tău, Zuhun, acum și pururea și în vecii vecii. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru preasfințitul părintele nostru Nicodim, episcopul Severinului și Strehai pentru cinstita preoțime, și geantul Hristos, diaconime, tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecrinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimite harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să vină, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu lumânarea cunoștinței și a drepte credințe, prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta, izgonire toată mântuiala vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vremnic să se facă în împărăția cea nestricăcioasă, cel ce se botează întru aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru aceasta care vine acum la sfântă lumânare și pentru mântuirea ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru ca să se arate ei Fiul al Luminii și moștenitura ai vecilor bunătăți. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă ei împreună să fie și părtași morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să-și păzească ei haina botezului și logodirea Duhului împinată și fără prihană, în ziua cea întipășitoare lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă ei apa aceasta, boia nașterii noastre, înnoirea păcatelor și spre îmbrăcămintele stricăciune, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! E prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Prea sfântă născătoare, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt este de ajuns de lauda mâinilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Că Tu de bunăvoie toate aducându-le dintr-o neființă în ființă cu puterea Ta și făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea. Tu din patru stihii așezat făptura cu patru vreme încununat curgerea anului, de Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine te laudă soarele, pe Tine te slăvește luna, Ție se placă stelele, pe Tine te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele, Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu spre răsuflare ai revărsat aerul, puterile îngerești Ție slujesc și cetele arhanglă Ție se închină. Eruvimii cu omul se la fimii cei câte șase ale prin prejur stâng și zburând de frica slavei Tale cele necuprinse se acoperă. Că Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chipul nostru luând într-o asemănare omenească, făcându-te că n-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavol și ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai zbăvit-o, pântecele fecioare le-ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura te laudă pe Tine, Cel ce te-ai arătat, că Tu, Dumnezeu nostru, pe pământ te-ai arătat și cu oameni viețuind. Tu, trimițind din cer pe Duhul cel Sfânt, ai sfințit curgerile Iordanului și capetele balaurilor care se încuibeasele acolo le-ai trobit. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vin acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Amin. Tu însuși, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh
și sfințește și apa aceasta. Și dă-i harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, fobia, izbor, nestricăciune, dar de sfințirii crucii tale, toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipul crucii tale, toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale, toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se depărteze la noi toată nălucirea cea din văzduh și ne-a arătat și să nu se ascundă în apa aceasta Duhul cel întunecat. Rugăm-ne ție, Doamne, ni să se pogoare la aceasta care se botează Duhul viclean, care aduce întunecarea gândurilor și tulburarea cugetului. Și Tu, Stăpâne, a toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățirea trupului și sufletului, dezlegarea legăturii, iertarea păcatelor, lumânarea sufletului, baie de a doua naștere, noirea Duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte în stricăciune, izvor de viață. Că Tu, Doamne, ai zis, spălați-vă și vă curățiți, scoateți vicleșuri din sufletele voastre. Când ai dăzit tale din botez și se facă portașii vrei tale și păzind dodarul Sfântului Duh și sporind așezământul Harului, să ia plata chemării și îndrețuși și să se numere cu cei întâi născuți în sfârșit și în cer. Întru Tine, Dumnezeule și Domnul nostru Iisus Hristos, că Ție se cuvine slavă, putere, cinste, închinăciunea. Împreună și cel început al Tău, Părinte, cu preasfântul neviață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și Domnului Tău, capetele voastre Domnului, să le trecați. Care celor ce erau cu noi în corabie, l-ai trimis porumbelul apânzi în gură rapă, se măsuni semnul împătării ce-a mântuit din potop. Și-ai închipuit din calea ta în harme și-ai dat rodul măsline și plătinirea Sfintelor tale tare. Care prin el ai mântut de Duhul ce sunt pe cei ce erau în legea, pe cei ce sunt în hale, sfințești și faci de sărășit, însuși binecuvintează acest lucru de lemn cu puterea, cu lucrarea și cu coborârea Sfântului Duh. Ca să se facă acesta ungere de înlăturarea tuturor răutăților pe cei ce se umb cu credință sau vor gusta din el, spre slava și a unui a născut Fiului Tău și a preasfântului bunului de viață Păcătorului Tău. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Aleluia. Să luăm aminte. Aleluia. 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 Se unge roaba lui Dumnezeu, Anais, Maria. În nume cum de lemnul bucurii, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să tămăduirea sufletului. Amin. Și al trupului. Amin. Spre alungarea, spre ascultarea credinței. Amin. Mânele tale m-au făcut și m-au zidit. Amin. Ca să umble pe căile tale. Amin. Se botează roaba lui Dumnezeu, Anais Maria, în numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Și pură-mura și în vecii vecilor. Amin. Se-mbracă roaba lui acum și pururea, când vecii vecilor. Amin. Haina minunată, haina luminosă de Hristos, Dumnezeul nostru. Haina luminosă, este tăia lumina care o haină. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,
Tată, ești Doamne Dumnezeu la toți iitorii zbor bunătății lăsoale dreptății care celor ce erau întuneric la ai strălucit lumina mântrii prin arătarea unei a născut Fiul Tău și cu Dumnezeului nostru. Și ai dorit nouă nevrăiciul fericită curățit prin Sfântul Botez Dumnezeiasma Sfințire, prin ungerea cea păcătoare de viață, care și acum ai binevoită a nașterii lor, de roaba ta, această lumină, prin altul prin Duh, prin ai dorit ei, iertarea pe față, cel în voie celor necăvoie, Sfântul Stăpâne, ca de roată, împărat de al Sfântului este ei și pe cei care au lui Sfântului, pentru tot puternic, cu zicminatului tău, cu șanticarea cu Sfântul Sfântului, Matei citire, Mărire, Doamne, Mărire,
Cei 11 ucenici au mers în Galileea, unde la muntele unde le-a poruncit lor Iisus. Și văzând, i s-au închinat ei, care se înduiseră. Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor, zicând, dată mi s-au toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Slăvăție, Doamne, slăvăție Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce ai dăruit, apără pe vaza credinței nebântuite de vrăjmaș. Păzește nespurcată, neîntinată haina nestricăciunii cu care s-a îmbrăcat, păstrând întru ea cu harul tău nestricată pe cetea duhovnicească. Și fii milostiv acesteia și nouă, după mulțimea durerilor tale, că s-a binecuvântat și s-a slăvit prea cinstitul de mare cuvinte numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea. Și în veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălarea puteți dai strălucire cerească celor botezați, cel ce a doua oară ai născut pe roaba ta aceasta, nu luminată prin apă și prin duc, și ai dăruit ei iertarea păcatului celor de voie, celor fără de voie, pun peste ea mâna ta cea puternică și păzește-o cu puterea bunătății tale, ferește iar buna, nefurată și învrincește-o, că bineplăcând ție, să dobândească viața de veci, că tu ești sfințirea noastră și te slavă ta, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ace tuturor. Și Duhului tău, capetele voastre Domnului să le plecăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezat, terminat, de miluite te-ai ținut și ți-ai spălat-te. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vasul tău cel ales, apostolului Pavelic, ne-ai poruncit nouă ca toate să le facem spre slava ta și pe roaba ta aceasta, Anais Maria, care începe acum de părul capului său. Binecuvintează prin cu nașilor și cu moșii. Și le dă lor să gândească toate cele întru toate, să facă bineplăcuție, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și tuturor. Și Duhului tău. Capetele voastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez cu bunătatea ta ai sfințit pe cei ce cred în tine. Binecuvintează pe prunca aceasta și povoară peste capul ei binecuvântarea ta. Și precum ai binecuvântat fiind prorocul Samuel pe împăratul David, binecuvintează și capul roabei tale, Anais Maria, prin mâna mea a păcătosului. Însoțindu-te cu Duhul Sfânt ca părinții creșterea și părântețele bătrâneților,
Să-ți înalță slavă și să vadă bunătățile în salină în toate sujetii tale. Că este cu mine toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și curuia, în veci vecilor. Amin. Sfântul de Mama lui Dumnezeu, Anaiz Maria, numele Tatălui. Amin. Care Fiului. Amin. Sfântului Duh. Amin. Curuia, în veci vecilor. Mare milă ta rugăm-ne ție, auzi-ne și miluiește. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate păcatele care le-am moștenit, le-a lăsat aici. Iată la un drum care nu este ușor al vieții, un drum care este împlinit de zori,
dar și de multe ori este lângă ei. De aceea Dumnezeu a rânduit ca copiii să aibă și pe nașii lângă ei, pentru că nașii, iată, o familie foarte cunoscută de baza a comunii noastre, va aduce grijă de finuța lor maritate. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați ales ca să săvârșiți, că am înțeles că și părinții și nașii au vrut ca botezul să se săvârșească aici la noi, la parohie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Sfântul Părinte Nilo Robanțu, care este din satul nostru și mormântat aici, să fie o plăcitoră și ei și nouă în viața aceasta. Vă doresc să aveți o petrecere frumoasă, bună Dumnezeu să vă ferească de ele și poate mâine, voi mâine în aceeași formație, dar noi care suntem așa mai tineri așa, ne vom revedea cu părul încărunțit, așa, iar dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, cu părul mai negru, așa, pentru că întinerim, așa, suflet, chiar dacă învățumim, să știți că sufletul rămâne veșnic. Dumnezeu să-i ajute, Dumnezeu să-i dea sănătate și pe dumneavoastră să vă miluiască, să vă mântuiască. Încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere. Să știți că am făcut tot posibilul să ajung, pentru că suntem la niște cursuri în cadrul Mitropoliei Ortenii. Peste 100 de preoți sunt acolo la Mitropolie și am făcut în așa fel încât să mă rog de părinții profesori și să vin și să ajung aici în locul dumneavoastră ca să vă botezăm împreună pe Anais Maria. Dumnezeu încă o dată să vă dea sănătate în timpul vremea ca la sărbătoarea unui sărbătorit, pentru faptul că este sărbătoarea anului. Haideți să dăm un amusant, așa e cum o domnul doctor. Afară cu Dumnezeu, dar aici am ascuns. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile semnite și amulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dă-i numiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Mami, hai cu ea să trăiască micuța, să ne facem. Hai, 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 crește-o, sfințește-o, înțelesește-o, cu o întregă aminte, cu bună pricepere, că Tu ai adus-o pe aceasta și arăta lui lumina cea sfințitoare ca să învrednicească de lumina înțelegătoare în vremea pe care Tu ai hotărât-o. Și să se numere împreună cu turma ta cea sfântă, prin unul născut Fiului Tău, cu care binecuvântat ești, împreună cu preasfântul bunul de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeu nostru, cel ce prun fiind la 40 de zile ai fost adus la templul legii de preasfânta ta Maica Maria, cea neispitită de nuntă și în brațele dreptului Simeon ai fost ținut, însuși stăpânea tău puternice pe această pruncă care a fost adusă să fie înfățișată ție, Făcătorul tuturor, binecuvintează-o și spre tot lucru bun și bineplăcut ție, crește-o, depărtând de la ea toată puterea potrivnică prin însemnarea chipului crucii tale. Că Tu ești Cel ce păzești pruncii, Doamne, ca învrednicii fiind de Sfântul Botez să dobândească partea aleșilor împărăției tale, păzind-o împreună cu noi, cu harul Sfintei de o ființă nedespărțitei trini, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și minăciunea, împreună cu Părintele fără de început și cu preasfântul bunul de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre Domnului.
vesele plecați. Ție, Doamne! Dumnezeu, Părinte a toții idolului, care prin Isaia, Marele Cuvântător, între proroși, mai înainte ai vestit nouă întruparea, că din fecioara unii a născut Fiului Tău, și Dumnezeului nostru, Cel ce în zile cele mai de pe urmă cu bunăvoirea Ta, și prin împreună lucrarea Sfântului Duh, prin mântuirea noastră a celor meritori, prin milostivirea nemăsurată a primit a se face frunt din strânsa după obicei din legea Ta cea sfântă, la împlinirea zilelor de curăție, El, Cel cu adevărat de tătura legii, a socotit drept să fie înfățișat preotului și a primit să fie ținut în brațe de dreptul Simeon, instituirea acestui lucru de taină arătat, am cunoscut-o la prorocul mai sus pomenit, prin cărbunele din clește. Iar o mare eu ținem și noi cei credincioși legea Harului, însuși acum cel ce păzești pruncii, Doamne. Binecuvintele lui Dumnezeu, Anais Maria. În numele Tatălui, al Fiului, așa al Sfântului Duh, amin. Intrare în casa Ta, și ramă de biserica Ta cea sfântă. Se-mi bisericește roaba lui Dumnezeu, Anais Maria. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În Domnul Bisericii, te voi binecuvânta, Doamne, într-o lungime de zile. Se-mi bisericește roaba lui Dumnezeu, Anais Maria, la numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Se-mi bisericește roaba lui Dumnezeu, Anais Maria, la numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Se-mi bisericește roaba lui Dumnezeu, Anais Maria, la numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Se-mi bisericește roaba lui Dumnezeu, Anais Maria, la numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Vino ca să vă miluie aici. S-o miluim pentru prima dată. Ajutorul de la Domnul de treabă cu cerul și Domnul. Salutați la icoane și mulțumiți lui Dumnezeu că v-a dat o pruncă sănătoasă. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, ne vedem la Doamne. Poză de grup. Poză de grup, faceți. Vezi, trebuie să până acum. Nu e așa că e trebuie să stau servețel? Dai, dau-mă și mă tot așa de asta. Gata? Uitați la mine. Gata, e vorba de stat. Gata? Mândre pe ales, lăsam poarta descuiată, lăsam și dorul la poartă. Ieșeam seara la izvor și plângeam cu dor. Anii au trecut de rândul și-am rămas numai cu gândul. Amândoi, nu? Ce-am dragostat o inima. Ia știți cum trebuie. La urmă ce tu e? Banii tăi schimbuși le-a S-a apucat tata să pune fruta și el pe tata și ajută de ea. E bine, tata? Te sunt când ajunge în oraș. Bine că sunem de taină cu părinte, că și cu părintele îi place taina. Vă
Ok, până când nu ajung mai târziu. Așa, în gemut, așa. Mi se rupe sufletul. Da. Aveam pe radul pe prima de cânta pe orgă. Și băieții frumoși și mireli, știți că toată noastră în parohie. Și ziceam, țupuță nașă, ochii tăi băi nașă, nașă. Eu și cu băieții mei s-au uitat, pe urmă s-au uitat la băieți să vadă. Era câte una s-a rezumat de orgă, nu radul. Mirel nu prea avea succes. Orchestra mea nașă, draga mea. Păi așa, păi așa, pe divan, pe dușul ea. Și-a din nașul cu nașa, nașa, draga mea. Și cu mine peste ea.